Sabi, sunt lawyerul tău. Sunt lawyerul tău. Stop, sunt lawyer. Sunt lawyer. Bine, mai cele mai multe jocuri la cele mai mici prețuri. Link în descriere. Apăsați-l sau sunteți. Astăzi am câștigat pe Among Us fiind avocatul impostorului, oameni buni, și apoi la final impostorul mi-a dat mie bucată când eu eram avocatul lui, nu pot să cred. Oameni buni, apăsați like chiar în acest moment, vreau să văd peste 7000 de like-uri la acest clip. Nu uitați să vă abonați și la canalul meu secundar Pink Mănâncă, mănâncă acolo chestii, pentru că se numește Pink Mănâncă, ok? Și atât. Opa, neutralu, ceva șmecher? Ho-ho, tifu. Bun, deci aparent trebuie să... dar dacă îmi fac test-urile nu prea contează. Aparent trebuie să dau kill unui impostor. Mă, ce face mă rodbi ăsta că se... Bă, deși ciudat se comportă, bă, unii, bă. Merg, se întorc, se fâțâie. Se fâțâie. Ok. Well, ai, destul de rău. Deci Sinner este... Zi. Inginer. Sinner este inginer, cred. Ok, l-am văzut. L-am văzut, te-am văzut, Sinner. Este inginer. I mean... Bro, mai e cineva aici? Ok. Yes, ok, Sinner, te-am văzut. Doamne, ce aici? Ideea e că eu nu știu... Exact pe cine să dau kill și să-i fur rolul. Pentru că aș putea să devin impostor. Dar Andresita se joacă pe la omul de zăpadă. Ce vrea mă Andresita? Ce se... Mă, ce fac mă oamenii ăștia? Bă, n-au frică, băieții mei... Stau și se învârt. Oamenii mei fac cosplay de fidget spinner, ești nebun. Oricum, dacă eu omor pe cineva și devin impostor, toate testurile mele o să fie marcate ca făcute oricum, așa că la fel de bine am putea să le facem. Dar de ce nu intri? Băi, eu nu pot să cred, toată lumea se comportă prea suspicios. L-ați văzut pe Dani Bogdan? Am dat butonul ăsta că poate nu o să mai am niciodată șansă. N-a murit nimeni. Vreau să vă zic ceva foarte important. Trei oameni scoți din ecuație. Dani BH și Dani Den au făcut scan cu mine. I-am văzut. Băi, uitam tot dat scan cu Dani acolo, dar tu știi ce făceai, Dani? Am o întrebare pentru Dragoș. Vă comportați ciudat rău unii dintre voi. Dragoș, tu unde ai fost când ai ieșit din lab acum ultima oră? Gen fix când da, Dragoș, mă cam se plimba după mine, random. Mă cam plimba, Dragoș. Deci, Dragoș, unde sunt acum? E Tower, gen, de-aia se plimba. Unde ai plecat din lab, gen? S-a dat o doi și tu te-ai dus în jos. Unde te-ai dus? În jos. Bă, dar nu mai asuma că orice ar fi direcție diferită de o doi e gata. Orice ar fi în jocul ăsta, scoateți în ecuație pe Dani Den și Dani BH. Hai să dăm cu Pascule, că nu s-a făcut niciun chip. Din ecuație și pe Rodby. Da, cred că îl scot eu pe ecuație. Da. Cred că îl scotem de tot din ecuație. Da, o să fie și o zonă viitoare din ecuație. Eu mi-am dat skin cu niște fantome, gen, doar ca să știți. Bă, ce rol să furi, mă? Nu se poate, că n-a făcut nimeni nimic. Nimic, dar Andresita se învârte pe lângă Venta, iurea, Dani BH vine la ușă, se întoarce, se decide că el pleacă. Actually, de ce vin eu pe aici, stai așa? Mă, parcă vezi că n-apuc să omor impostorul. Nu apuc să omor impostorul, dar dacă îl omor, aș putea să zic că am fost șerif. Oulu, una, două, bă! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venea cineva aici. Oh, Gani. Gani și cu Andresita. Mama, Andresita oricum e suspectă rău. Ok, deci Gani și cu Andresita acolo și am văzut-o pe Andresita comportându-se cam suspect. Și l-am lăsat pe Gani cu Andresita. Pe Gani cu Andresita. Ok, rezolvat și asta. Și mai am un singur task, dacă vă vine să credeți sau nu. Un singur task. Și eu teoretic trebuie să omor pe cineva. Bă, jur, aș face toate task-urile și aș da random pe cineva, că șansele sunt cam vreo 20% să fie el impostor. Cine se comportă cam suspect. Să dăm random, bă, aș da random, ești nebun.
Deci Andresita și Sami și Gani. Mă, ce? Bă, pleacă. Bă, îi dau kill, îi dau kill. Jur că îi dau kill, îi dau kill, îi dau kill, îi dau kill. Îi dau kill lui Gani. Ui, ce? Gani nenorocit! De ce mă urmăriște aici? Bă, Steve, ai văzut și tu aia? Gani nenorocit! Nu, termină Tescu! Cine are Tescu? Cine e fantoma cu Tescu? Andresita! Andresita nu face ultimul Tesc. Andresita, iubita lui Sami, stă AFK cu ultimul Tesc. Bă, Sami, dar ai plătit-o pe Andresita să nu facă Tescu? Dani Den, ești retard. Stai, de ce nu face ultimul Tesc? Eu cum am câștigat ca avocat? De ce nu m-ați ascultat când v-am zis că e AFK? De ce faci ultimul Tesc, Andresita? Nu înțeleg. Easy. Ce bine pare că ai pierdut Rafa, ce bine pare. Eu vreau să-mi explică și mie ceva cum funcționează Witch-ul ăsta. Opa, hai, ceva fun. Lawyer, mamă, și cine e clientul meu? Cine e mamă, Jet că Sam e clientul meu și e impostor. Mamă mia. Ok, so Sam e clientul meu. Eu dacă aș merge cu el și aș vedea că a dat kill pe altcineva. Mama, e toată lumea aici, ești nebun? Acum să nu-mi dea kill celălalt. Cam asta e chestia. Să nu-mi dea kill... Așa, mergi, că nici nu mai erau gunoaie. Testurile trebuie să le facem, dar mi se pare că în caz de ceva nu contează atât de tare dacă sunt lawyer. Ai că... Da. Deci la votare eu trebuie să îi iau apărarea lui Sami. Da, întâi hai să rezolvăm și noi asta. Și acum să plecăm. De aici. Așa. Dacă toți sunt aici. Am testurile în sânge. Bun, Dani de nu știu ce. Am 5 din 6. No freaking way că am 5 din 6. Andresita, ce vrei? Bro, I swear to God, oamenii ăștia merg și când te văd, se întorc. Deci unde era, mă? Unde? Bine, vine afară cu el. Bă, nu știu unde de voi, dar eu am 5 din 6 testuri, adică... Bă, moare Adi. Gani. Kill-ul e făcut de multă vreme, înainte să se dea luminile, pentru că eu am văzut pe camere body-ul lui Rodby, acolo unde e butonul, gen. Da, ideea e că nu l-a iertat, l-am ierlit din prima. I-a dat catapulta la frățior. De la buton doar pe pink l-am văzut acum vreo 15 secunde. Ce buton, mă? Ce? Bă, vin, mamă, Dani, de înveți că știu unde stai, mă. Lasă-mă, mă, în pace, mă. Nu ești tu ăla care a pus mizeria roșie pe Gani? Ia zi. Rafa, tu ce te-a spus? Mă, bisere, nimic. Da, blestemul ăla, mă, Dani, Den. Ia zi. Ce ai văzut repede? Cu ăla ce e când ai trecut pe lângă Gani și ai pus blestem? N-am pus eu așa ceva, doamne. Dar doar ai trebuit pe lângă. Dați-l afară. Dați-l afară, l-a votat. Eu ce să fac acum? Nu mai am. Dați-l afară pe Dani. Dani. Rafa, dar tu ce task rai făcut? Am văzut, să știi. Și asta am făcut task-uri, am făcut Alexa. Păi să știi că am văzut că n-ai făcut task-uri. Am văzut că ai văzut. Mamă, dacă era gestor, că toată lumea l-a votat la mișto, ești nebun. Bun, hai să rezolvăm în O2 ce mai avem, dar oricum n-ar trebui să facem testurile astea că sunt complet inutile. Ar trebui să mergem cu Sami și să ne asigurăm că putem să-i avem un alibi pregătit în cazul în care de ceva zic, bă, nu știu mă, eu eram cu Sami și el n-a făcut nimic, ești nebun? Deci, unde a dispărut? Gen, actually, unde a dispărut? Mă, unde a dispărut? A, uite-l. Aici, nu? Nu se vede nimic, nu intru acolo. Luca și cu Sami, hopa. Deci dacă a murit Dani... Rafa! Ok, vreau să vă zic eu ceva înainte să vorbească Drago. Și eu m-am uitat pe cameră și ghiciți pe cine am văzut eu cu Rafa.
Dragoș. Dragoș? Dragoș. Eram patru persoane. Eram patru persoane în office. Eram eu, Sina, Rafa și Dani. Și erau luminile luate. Da, da. Stai, ce? Ce? Ah, ok. Bă, la lumini acum, la lumini acum era Sami, era Pink și Luca. Da, eu m-am dus în admin. Eu eram la camere. Deci m-am dus în admin. Da, da, unde erai? Fix între storage și office pe partea de sus. Ok. Ok. Storage și office. Ok. Kilo e lângă admin. Și, da, și Sinner era... Eram pe admin, specimen. Mă uitam, da. Am ieșit de pe admin, l-am găsit pe Rafa... Deci... lângă admin, cum ar veni, și fix atunci a venit Sinner. Da, eram doar, da, eram doar noi patru. Dani plecase. Dani plecase, deci mai rămăsesem noi doi. Noi patru, adică cu Rafa, dar Rafa nu mai e printre noi. Eram stacați la lumini câțiva, eram eu cu Sami și dintre voi atunci. Atunci, să fie Dragoș. Cu cine era? Eu pe Dragoș l-am văzut cu Rafa, pe camere. Eu am fost acum... cu Rafa. Bă, aia e, Dragoș. Înainte să dea luminile sau? Sami, noi cu cine eram aici la electric? Erai cu mine, cu mine, eram cu mine. Da, 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 eram eu, okay, Luca, sunteți... Pink, Alexa. Bro, dar de ce mereu mă dați afară, bă, mereu? Eu am zis de Dragoș și Dani BH a fost primul care a sărit cu votul, noi am el luat și cu în considerare, noi am luat în considerare că poate să fie gestră frățiorul Dragoș, că dacă da, asta lângă asta am dat skip. Da, adică... am dat skip. Mi-e frică, bro, nu știu. Nu, Dani BH și Sinner au votat prima oară. Nu, vă zic eu că e gestor și acum s-a pierdut meciul. Stimă și respect. Mamă, chiar l-ați votat. Ce-a dus? A fost, e gestor 100%, vă garantez. No, stimă și respect. A, ba, ba, e gestor, e gestor. Gestor 100%? Dacă știe Sam, înseamnă că vede rolurile la toți. No. Nope. Bun, păi, mă, ideea e că Sami nu cred că știe că eu sunt avocatul lui. Eu cred că nu știe Sami că sunt avocatul lui. Bă, dar mai plecați, mă. Bă, nu se poate așa ceva. Hai că dau și eu upload aici, ești nebun. Wait, actually? Știi ce? Nu mai dau. Ce face Dani aici? Dar de ce vii după mine? Eu asta nu prea înțeleg. Unde e Sami? Ok. A, uite-l pe Sami. A făcut un kill ca să zică gen, nu știu, n-am văzut pe nimeni. N-a făcut niciun kill. Deși îmi vine greu să cred că n-a făcut kill dacă s-au dat luminile. Care nu e, mă, pe mut. Bă, n-o să fac testul ăla. Oh, ok, nu știu ce e ăla. Opa! Merg cu Andresita iar la minat. Opa. Bună! Bun, well, Alexa era moartă, din ce am văzut eu. Dani o să moară. Dani o să moară. Și Dani o să moară. Well, de ce o să moară Dani? Pentru că ai blestemul pe tine. Are blestemul. Mamă, care a rămas blestema, mă. Ok, vreau să știu unde erai tu, Luca și Sinner. Ok, eu... Zi, Luca. Eu am fost pe... Eram pe Vitale când s-a făcut kill-ul pe Alexa. Și după aia m-am dus spre O2 ca să caut body-ul. Adică eu m-am dus... Dar eu vreau să știu unde alerga Pink în jos, gen când venisem din, de lângă office. L-am văzut și eu în afara laboratorului pe undeva. Dar acum, nu știu, înainte de... Cum adică unde alergam? Alergam în jos, Sami. Mine, Pink, în comunicare. Unde era kill-ul? Sub storage. Sub storage, ok. Da. Andresa, tu n-ai văzut nimic pe camere? Eu și cu tine, Sami, am fost la început de rundă, cam jumate de rundă împreună. Da, nu, de unde plecase-i după, gen atâta. Am luat-o de nebun, dar cred că mai bine stăteam cu tine. Dacă tot mori, să știți că am și scan-ul și n-am făcut scan-ul. Să știți, eu l-am văzut acum, nu știu, 10 secunde sau ceva genul pe Vitale. Deci am murit de ceva timp, nu e chiar fresh. Andresita, tu erai cu cineva? Eram pe camere, Andresita. Era pe camere. Și-a făcut acolo și-a făcut luminile. Cum să fie. A făcut luminile cu mine, Andresita, și după a sus la cameră. Păi și Luca, tu ce? Ți-am spus, am fost pe Vitale când s-a făcut kill-ul și m-am dus pe O2 ca să-l caut body-ul. Dar eu am o întrebare, de ce nu mai apare chestia aia cu cine calcă întreb? Pentru că nu trebuie să... Pentru că trebuie să te uiți exact pe ăla, cum se numește. Cine votăm? Da. Aia a fost skip. Dacă Dani moare și sunt doi impostori și eu sunt lawyer, cred că câștigăm, nu? Hai, trebuie să câștigăm. Trebuie să moară Dani, că nu... Mă, nu pot să cred.
Nu pot să cred, ești nebun? Well, Sammy ar trebui să nu-mi dea mie bucata, I guess. Sammy, sunt lawyerul tău. Sunt lawyerul tău, stop. Sunt lawyer. Sunt lawyer. Oba. Sunt lawyerul tău, Sammy, nenorocit, bă, ce ești? Bro! Nu, wait, wait, nu tot știam. E victorie pentru mine, tot victorie pentru mine, let's go! E că ai câștigat. Bro, eu nu știam. Eu nu știam. Putează, te omor în continuu. Da, asta vă zic, eu nu știam cu cine sunt. Eu cred că Sira e cu mine, da, la tine. Sammy, nu te pardon, Luca, nu te supăr, mai omor. Ce mi-a plăcut, nu? Ha, ce rol plictisitor să mă bată ștrugăleții, ai că... Meier, ești nebun după meciurile alea de impostor. Bă, nu se poate, bă. Bă, e cu camuflaj, faci kill și zice, nu, că ai trecut pe acolo acum 10 ani, sigur tu ești. Mă, și au crezut oamenii, mă, și a venit Andresita și mi-a dat mare bucată, ești nebun, a. Da, nu, dar probabil i-a dat bite la început și aia e, că ai 5 secunde. Noi chiar am dat tot schimb, nu ne-am gândit. Păi, ce dacă nu v-ați gândit cine a fost acolo în grupul vostru? Eram toți. Păi ce tot rămâne toți la început? Mă, ce fac ăștia, mă? Bă, deci oamenii stau toți la început, n-au treabă, se întâmplă kill. Mă, de ce stai la început în grup? Cât îți ia să învârți o cheie și să pleci? Bă, nu se poate, ar trebui să-ți ia mai puțin decât ia impostorului să-și facă cooldown-ul de kill, ești nebun? Bun, o să fac schema asta. Mă, eu nu cred că avem un evil guesser, că șansa e destul de mică. Rafa zice că face aia. Bă, sincer, îl cred că face aia. Dar dacă văd pe cineva lângă mine care arată suspect, butonul direct. Ok, Dani Bh a venit aici. Și nu e niciun kill. Aoleo, download, da. Sau cum v-a fost ziua? Să-mi ziceți în secțiunea de comentarii, sunt chiar foarte curios. Oricum o să se facă kill și o să se... Bă, nu se poate, mă. Doamne, iartă-mă. Da, frate, joc. Ce se întâmplă? Că n-am înțeles nimic. Bate joc. E Ganicus. De ce e Ganicus? Că l-am lăsat cu Sammy când s-au dat luminile, gen 2 secunde până s-a dat report și era ieși el mod. N-ai nicio treabă, era în stânga jos puiul la O2. Era un admin puiul meu frumos. Puiul meu frumos, era un admin. A văzut cineva? Rafa. Nici mami nu te-a lipit. Dacă erau luminile, cum să mă vadă? Dani BH. Înainte de lumea, te-ai văzut? Eu eram cu Dani. Când erai, mă, tu cu Dani? Că Dani BH mi-a venit din, cum îi zice, din specimen în sus spre laborator, unde rămăsese Rafa. Și tu unde e kill-ul făcut? Eu l-am găsit pe Dani, e la specimen, nu, cum ești din specimen spre laborator, fix în aia de... E Toma sus în laborator, nu în specimen. Da. Că el a urcat în decontaminare. A ieșit din specimen, acolo la decontaminare și a murit, dar cred că l-a mușcat ceva. Cine l-a omorât, mă? Că a venit singur și s-a dus în sus. Cont că eram la lui, cu Gani și cu Sammy. Și am murit cu el. Păi m-am întâlnit cu mine. Deci eram în admin, pe lângă faptul că eram în admin, Andresita își făcea, nu știu ce își făcea acolo jos, la lângă weapons, unde erai pe Andresita, ceva de genul. Da, eram între weapons și boiler room. E morphling. Dacă nu deci e morphling... Nu l-am, eu nu l-am văzut, că eu aveam task. Eu nu m-am uitat că aveam task-ul deschis. Am avut task-ul ăla cu... Okay. Cum se numește? Când trebuie să duci luminița printre chestii. Ok, când văzut, Gabi, a fost acum recent? Eu acolo am fost... Eu am plecat de acolo de mult. Eu nu l-am văzut pe Dani BH și am plecat spre lumini când ai intrat tu acolo. Eu am terminat la telescopul ăla sau ce... Posibil să fie și cineva din vent sau l-a omorât Sinner. Eu zic tu, să țineți minte ce v-am zis eu cu Gani. Țineți minte ce am zis. Da, pe Dani l-am găsit. Degeaba să țină minte că gen n-avea nicio treabă. Bă, nu știu mă ce să zic. Să fi făcut kill și să fi dat tot el reportul. Dar au fost... Mai multe kill-uri, unul a încercat să facă, așa, au bătut joc, mă, youtuberiști, ești nebun. Oamenii mei au tif sau cum îi zice, sau
șerif și încearcă la prima ocazie random apasă. Ia vedem, ăsta era, Alfirar a murit, aia e băieți. Mamă, și eu acum trebuie să mă duc în specimen. Bă, da, stai gen, îmi termin. Aoleo, nici n-am făcut download-ul ăla. Nici n-am făcut download-ul ăla, băieții mei. Si. Ok. Aoleo. Aoleo. Ok. Pe bune că a sabotat ăla. Nice. Deci Sinner era în speci... Ce s-a întâmplat? Era toată lumea că l-are. Stați un pic, stați un pic. Andresita? Da. Eu sunt șerif. Mă rog, na, oricum v-ați prins. Iară, și... mă? Luca a dat sas lui Gani și eu l-am omorât pe Gani și atunci înseamnă că eu, fiind în viață, Gani era impostor. Se și zice că nu ar fi omorât dacă era impostor, că eram vreo doi acolo. Da, erați de față cu mine, adică nu eram... Da, într-adevăr, dar... Eu vă spun că a fost... Sunt puțin sas pe Andresita, de cine ai deschis ușa acolo? Adică eram cu tata unde și ai plecat. Da, am plecat și am luat-o pe afară pentru că eram doar eu și cu tine și genul rămân cu cineva singur acolo că mi se pare așa... Kill-down-ul ăla se duce și mă omori. Ok. Și scopul meu runda asta a fost să-l omor pe Gani, care era sasul lui Luca. Și cum știm că noi ești thief, de exemplu? Exact. E cineva thief de aici, dar nu zice. Vă zic eu ce sunt, că nu, cu ei. Nu cred că avem guesser. Picai de două ori. Sit-o-ping, zi. Șerif? Vreți să vă zic? Da, zi. Okay, sunt mayor. Mayor. Păi și dacă... cu ce ne ajută? Dacă... Da, vă zic cine a votat ce și dacă mor aveți și guesser. Ok, zi, mai repede. Păi votați, ce vrei să-ți zic? Sinner, ce făceai în specimen? Deci, ideea e în felul următor. Eu m-am întâlnit cu Dragoș, am făcut labirintul ăla, după aia am dat de Rafa la telescop acolo și am dat de Dani. Iar Rafa la telescop? Mă, Rafa, dar ce face să nu trecută! Runda trecută! Lasă runda trecută! Acum? Acum nu erai tot în specimen? Ba da, făceam posesit, adică ce făceam? Păi asta voiam să văd. Eram în specimen, făceam dacă runda trecută. Dacă tu m-ai crezut atât de rău cât să-l omor pe Adi, nu zic că nu... Dar dacă tu m-ai crezut atât de rău, de ce nu l-ai votat? Că numai eu l-am votat. N-am dat vot tura trecută, că n-am apucat să votez. Ok. I mean, Sinner pare sus, dar atunci cine Dumnezeu a făcut mă kill-ul ăla? Că a trecut Dani. Ok. Well, I mean, dacă îl văd un pic cam suspicios de aproape de mine, apăs butonul. Până atunci fac mare download. Oh, download-ul durează mai mult de 7 secunde? Fii atent că îmi dă bucată. Hai, mergi. Wait. Ok, pare... Wait, what the... Dacă nu-mi dă bucată, nu pot să cred. Holy shit, actually nu e el. Deci nu e Dragoș. Nu e Dragoș, bun. Bun, well, mai am de făcut un mare upload de 10 milenii. Dragoș, hai cu mine. Hai cu mine. Mai încoace cu mine și facem upload-ul ăsta. Iar el ar face bine să repare... Unde a plecat? Afară, right. De ce am crezut că se face aici înăuntru? Bă! Bă, cred că din ură a omorât-o. Ok. I-a pus blutul unde era? Pe cap. Unde era? Băi, am fost cu ping tot timpul ăsta. Rafa, unde erai? De când a început runda până acum. Storage? L-a văzut ce? Pe Rafa în storage? No. Adică n-am fost în storage să-l vedem. Eu acum eram la... Zi unde e corpul, Corpul era în camere, stai, nu, că mi-a luat brain damage. Hello, Romania! Mi-a luat brain damage. Hello! Space out mare. Corpul e la camere, l-am văzut pe Rafa stat în zona aia, a murit-o pe Alexa și a plecat. Pe mine? Eu sunt vie. Nu pe Alexa, pe Andresita. Andresita. Am omorât. Pe Andresita. Okay. Bă, ce drept Rafa e cam Cristi cameramanul. Și pentru că eu l-am lăsat pe Rafa puțin cu Andresita și am plecat, dar m-am întors imediat. Eu te-am văzut că erai pe camere și am plecat în storage, aia e chestia. Gen, eu nu sunt acolo. Da. Era rolul ăla de morphling, sau? Stați așa, cred că... Sau nu e? Gen, avem shapeshifter sau nu? Că nu știu ce rol da, sunt. Da, există, dar pică mai greu. Alexa mă, și Luca, voi ce ați făcut? Păi eu l-am văzut pe Sinner. Ok.
Ok, sau... eu am fost la O2, adică fix în partea stângă m-am dus la început, pentru că am avut ascola să las chestiile alea în okay, jos. Ok, acum pe final, erai cu cineva și unde erai nu, pe final? Nu, acum eram la, fix la comunicații. Eu l-am văzut pe Rafa. Unde la comunicații, mă, că eu și cu Dragoș eram în afara, la... În afara? Era în afara camerei. Era. Nu, ideea că Rafa n-a ieșit. Dar nu știu de unde a venit. Am venit din stânga, tocmai am spus de la O2. Cum n-a ieșit, bă, Rafa nici n-a fost în electrical. Ba da, ba da, ba da. Nu, e să nu fie self, mai e problema. Eu nu eram acolo efectiv. Era fa 100%. N-ai n-are cum, n-are cum să fie. Nu, Rafa, am votat. Erai sa și runda trecută. Nu prea era, că n-a făcut nimic runda trecută când m-am luat eu de el. Nimic. Oh my god. O Rafa or Sinner, dar eu parcă nu l-am văzut pe Rafa să se ducă în electrică la acum, dacă zici tu că a fost. Nu, mă, n-are cum să fie Sinner. Decât dacă e Rafa, pierdem că e... GG, GG, guys. Era, mă, bravo. Eu care voiam să-l omor pe Sinner runda asta și fugeam după el.